rețetă mai avem nevoie de o oală de teracotă sau o oală de pământ, așa, cu capac, pe care o vom folosi în loc de tajin, oala aceea specială marochină. Pentru această rețetă de inspirație arabă, mai specific de inspirație marochină, pentru că provine din Maroc, avem nevoie de aceste ingrediente, de legume în primul rând, apoi vă arăt și carnea pe care o vom folosi pentru că vom face de vițel. Deci, ne trebuie 3 cartofi, 3 morcovi, 3 dovlecei, 3 mazăre, aici este congelată, puteți și proaspătă, cam 200 de grame, 3 aici este o ceapă tocată mărunt, 1 cățel de usturoi, puneți mai mult, puneți mai puțin, în funcție de cum vă place. Ulei, aici sunt 30-40 de mililitri. Și măsline, cam 150 de grame, 200 de grame de măsline. Aceasta este oala despre care tocmai v-am spus, este oală de pământ sau teracotă. Nu am tajin, acela special arabesc, dar este foarte bună și această oală de pământ. Are capacitatea cam 5 litri, nu mai mi-aduc aminte exact, dar este o oală mare unde vor încăpea toate aceste ingrediente pe care le vom tăia, veți vedea cum le vom tăia la final. Desigur că avem nevoie și de condimente, și anume zenzero, adică ginger, curcuma, peperoncino, adică ardei iute, dacă nu vreți puteți să puneți ardei dulce, piper, cam o linguriță rasă și sare în funcție după de gustul fiecăruia, eu am pus o linguriță. Iar aici avem carnea. Eu am cam 700-800 de grame, puneți mai puțin, mai mult în funcție de cum aveți, cum vă place cu mai multe legume, vă place cu mai multă carne. Carnea dă un gust extraordinar de bun acestui tajin.